ieșit de sub urmărire penală după ce anchetatorii nu au găsit dovezi împotriva ei. Cazul Caracal pare a fi din ce în ce mai încălcit pe zi ce trece. Astfel, din ultimele informații, se pare că Elena Dincă scapă de dosar și de acuzații. Procurorii din Cot au făcut mai multe audieri în urma plângerii penale făcute pe numele nevestei criminalului din Caracal, însă nici măcar o mărturie nu a avut la bază o dovadă reală, motiv pentru oamenii legii au fost nevoiți să abandoneze pista. Elena Dincă a fost cercetată în cazul Caracal. Femeia nu a fost străină de anumite acțiuni ale criminalului. Surse din caz au dezvăluit că procurorii ar fi chemat-o la audieri atât pe soția lui Gheorghe Dincă, cât și pe copiii lui. Motivul punct au existat suspiciuni că femeia ar fi distrus probe importante din casa de la Caracal, unde se presupune că ar fi fost duse Alexandra și Luiza. Mai mult decât atât, surse din ancheta au spus chiar că Elena Dincă s-ar fi aflat acasă în momentul în care Luiza a fost răpită, a transmis Romania.net. Femeia nu a fost străină de anumite acțiuni ale criminalului. Totuși, nimic nu a fost probat, așa că, deocamdată, ea nu va mai fi cercetată, virgulă, au povestit oamenii implicați în caz. Soția lui Gheorghe Dincă scapă de urmărire penală. Ce regretare, însă, femeia punctă astfel. Soția lui Gheorghe Dincă scapă de urmărirea penală și poate să își reia liniștită viața fără a avea mereu oamenii legii pe cap. Singura problemă a femeii este aceea că nu își poate vedea soțul, care, în continuare, refuză să comunice cu ea la vorbitor. Criminalul din Caracal s-a resemnat la pușcărie și, conform declarațiilor făcute de persoane din anchetă, el pare resemnat cu rămânerea după gratii, încă 30 de zile. Inculpatul din Gheorghe a fost de acord cu prelungirea arestării preventive, așa cum a fost de acord și dățile precedente. Procedura nu a durat mult, până în 10 minute. Practic, ca orice inculpat, a stat în boxa acuzatilor, păzit de garda de poliție, a declarat avocatul Claudiu Lascoschi.